Stimați antreprenori, vă spunem bună ziua și bine ați venit la evenimentul în cadrul căruia celebrăm atingerea bornei de 100 de beneficiari în cadrul programului guvernamental de stimulare a investițiilor 373. Pentru noi este un eveniment în cadrul căruia ne propunem, pe de o parte, să analizăm rezultatele care au fost atinse până la moment, dar și să discutăm ce am putea îmbunătăți în cadrul acestui program. Vrem să vedem istoriile voastre, cum a decurs interacțiunea cu băncile comerciale, respectiv până la final de an să venim cu un program mai bun în vederea stimulării investițiilor private în cadrul economiei naționale. Programul de stimulare a investițiilor 373 este un program promovat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și pe această cale aș vrea să dau cuvântul domnului viceprim-ministru Dumitru Alaiba să ne spună despre viziunea de mai departe vis-a-vis de acest program. Se aude acum, da. Bună ziua, dragi antreprenori, dragi colegi. Mă bucur foarte mult să ne vedem în acest format și, cum a spus și domnul Pântea, suntem la un moment simbolic în care în câteva luni am atins borna de 100 de beneficiari ai programului 373. Iar sensul acestui program este anume ca să oferim antreprenorilor și mă bucur în primul rând de faptul că beneficiari preponderent sunt întreprinderi mici și mijlocii și chiar micro, să oferim oamenilor de afaceri de la început de cale un orizont clar și condiții predictibile în aceste timpuri, mă rog, mai complicate. Și asta bucură faptul că am ajuns deja la o cifră bună, eu aș spune, valoarea totală a investițiilor prin acest program pe care le-am mobilizat în doar câteva luni, fiind de peste 400 de milioane de lei. Și asta sunt investiții calculate, investiții efectuate prudent prin sistemul bancar, iar statul vine cu acea măsură de compensare a ratei dobânzii până la valoarea ei de 7%. Tot ceea ce este mai sus de 7% este compensat de stat, din buget. Și asta, eu cred că asta e o lecție în general despre cum o economie poate funcționa, pentru că doar atunci când statul pe de o parte, sistemul financiar pe de altă parte, sectorul privat pe de altă parte, avem această cooperare și acest interes comun în a dezvolta economia, în a investi, atunci se întâmplă lucruri cu adevărat frumoase. Oameni concreți din domeniul apiculturii, din agricultură, din producție, din eficiență energetică, foarte multe investiții, au găsit în 373 această soluție pentru a-și extinde afacerile, iar probabil preferata mea cifră din iată cum vedem noi acest program este faptul că în aceste doar 4 luni maximum, pentru că efectiv programul nu este de atât de mult, în aceste aproape 4 luni, companiile beneficiare, deci noi vorbim de acești puțin peste 100 de beneficiari, au crescut numărul de locuri de muncă în aceste companii cu 20%. Deci în doar 4 luni, plus 20% de angajați la aceste companii. Și eu cred că asta spune cam tot despre care sunt și obiectivele și care sunt și efectele acestui program. Și mă bucur foarte mult că putem să-l promovăm împreună. Avem aici reprezentanți ai băncilor comerciale, avem aici reprezentanți ai antreprenorilor, atât beneficiari cât și potențial beneficiari.
ca să avem, iată, să ne luăm câteva ore, să reflectăm asupra programului, cum a spus și domnul Pântea, să vedem ce mai putem face, ce mai putem ajusta ca să ajutăm economia cât mai eficient, pentru că cu toții ne dorim o țară cu o economie puternică, cu o economie care poate să ofere locuri de muncă bine plătite, cu o economie integrată în economia europeană, o economie competitivă, iar asta înseamnă succesul fiecăruia din antreprenorii care suflică mâinicile și pornesc în acest drum de a dezvolta o afacere. Și rolul statului, rolul nostru, atât în ODA, în minister, în guvern, este pur și simplu să susținem acest proces, să îndrumăm, să oferim acces la oportunități, să oferim acele reforme de care are nevoie mediul de afaceri și agenda noastră este plină de tot felul de activități. Eu știu că cea mai vizibilă este reducerea birocrației, dar asta nu este nici pe aproape tot cu ce ne ocupăm. Acces la finanțare, dezvoltarea piețelor de capital, piața muncii, piețe de desfacere, promovarea exporturilor, susținerea producătorului autohton și multe alte obiective, eu nici de digitalizare nici nu mai vorbesc, multe alte obiective pe care le împărtășim și le avem pe masă în lista de priorități, care vor fi realitate, se vor lansa una câte una în viitorul cel mai apropiat, sau deja le lansăm, sau deja sunt știri din trecut. Deci, eu asta am vrut să vă spun. Mie foarte mult îmi place însăși conceptul acestui program, n-o să ascund. Este un exemplu bun în care putem să oferim chiar și în perioade incerte, pentru că dacă este să mă pun, haideți să o spun sincer, dacă este să mă pun în pielea unui antreprenor, îmi dau seama că nu este deloc o perioadă ușoară, pentru că noi vorbim de 3 ani destul de complicați. De la COVID, la criză energetică, la inflație și război și multe alte crize și probleme prin care oameni de afaceri au trecut și le-au simțit pe pielea lor, pentru că spre deosebire de mulți alții, aici e criză, nu-i criză, sunt bani, nu-s bani, dar a venit sfârșitul lunii și trebuie să plătești angajații și trebuie să plătești salariile. Și iată, prin asta trecând, evident că sunt situații în care lumea încă ezită, și pentru că, pur și simplu, nu știi ce să aștepte mâine. Și iată, anume, în acest moment, rolul statului este să vină și să intervină în piață și să ofere acea siguranță, acel orizont în care lumea să știe cam ce îi așteaptă în perioada următoare. Și aici e sensul la programul 373, să oferim în aceste perioade o siguranță în plus, că, de exemplu, ratele dobânzii n-au să crească de 2 ori în următoarele luni, așa cum au simțit absolut toți care au avut credite în anul trecut. Asta a fost sensul și eu cred că acum cu acest program, având cam 100 de milioane de lei pe an contractate prin programul 373, stimulăm investițiile, iar investițiile de azi sunt creșterea economică de mâine și locurile de muncă create fix în următoarea perioadă. Și, încă o dată, noi cu toții avem nevoie de o economie puternică, o economie sigură, o economie în care toți pot să-și valorifice potențialul și ideile și talentul, iar rolul statului a nostru, al tuturor, este pur și simplu să susținem acest proces prin asemenea intervenții. Eu cred că m-am lungit prea mult, o să mă opresc aici, o să mai avem timp să facem schimb de opinii în următoarele ore, așa că încă o dată vă mulțumesc și să știți că în persoana noastră aveți oameni care își depun tot efortul și dau
toată silința ca fiecare antreprenor din țara asta să reușească. Și pur personal, viziunea mea, de exemplu, este și obiectivul cel mai simplu vorbind, atunci când vorbim despre antreprenoriat, este să dezvoltăm în Republica Moldova, într-adevăr, iată, antreprenoriatul ca și opțiune de carieră. Eu aleg să fiu antreprenor. Eu aleg să îmi iau soarta în propriile mâini și să dezvolt ceva, pentru că am o idee și pentru că vreau să lupt și vreau să fiu cel mai bun. Și rolul statului, în acest sens, este să curățe totul din drum și să ofere acel spațiu liber de dezvoltare în care fiecare antreprenor se poată să se afirme. Și eu știu că avem tare mult de lucru, așa că o să mă opresc aici. Mersi! Domnule Alaiba, programul a accelerat în ultimele luni. Doar pentru luna octombrie avem 100 de milioane de lei valoarea creditelor acordate, iar dacă am extrapola, vedem că atingem acele obiective pe care și le-a setat guvernul atunci când a aprobat programul, să aibă minim 1 miliard de lei anual credite incluse în program, iar cu modificările pe care o să le propunem în continuare, credem că și mai mult ar putea accelera programul dat și trebuie să spunem că resurse de la bugetul de stat pentru program sunt în continuare, au fost alocate resurse suficiente pentru un portofoliu de credite de câteva miliarde de lei. Aș vrea să anunț invitației din această seară că astăzi ne-am propus să avem un eveniment de 2 ore, respectiv după partea, să zicem, oficială vom avea prezentarea a 3 istorii de succes în cadrul programului 373, iar ulterior vrem să avem o sesiune de discuții cu antreprenorii, dar și cu băncile, să vedem cum am putea să continuăm și să accelerăm colaborarea de mai departe. Până acum, în cadrul programului, am avut un dialog destul de bun cu băncile comerciale pe platforma Asociației Băncilor din Moldova. Evident, băncile sunt elementul, să spunem, cheie în cadrul acestui program, ținând cont că ele sunt cele care asigură capitalul pe care îl acordă antreprenorilor, dar își asumă și riscul de credit, riscul pe care îl comportă antreprenorii. Și pe această cale aș vrea să dau cuvântul domnului Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova, să ne spună punctul de vedere, să spunem așa, băncilor în cadrul acestui program. Stimate domnule director, domnul viceprim-ministru, stimați antreprenori, colegi din sectorul bancar, mulțumesc în primul rând că am oportunitatea să mă aflu aici în această sală. Și cel mai bucuros lucru este faptul că a trecut o perioadă scurtă de timp de când lucram cu entuziasm la ideea pe care au promovat-o Ministerul Economiei și colegii de la ODA. O idee, după noi, foarte bună. O idee care are originalitate chiar pe, eu cred că pe plan regional, când antreprenorul are o asigurat o cotă unică de 7% pentru resursele creditare. La fel, acest program a venit exact în momentul potrivit, atunci când resursele creditare erau destul de înalte și încă continuă să fie înalte pe piețele internaționale. Iată de ce acest program se plează extraordinar la perioada în care ne aflăm. Mă bucur că acest program deja își atinge indicatorii. Și asta înseamnă că acest program azi are la bază o idee bună, are la bază argumente și are la bază o ofertă pe care o oferă băncile în cazul dat către antreprenori. Eu mă bucur că la această idee pe care au promovat-o colegii sau foarte rapid au venit cu o reacție și au intrat în acest program toate băncile din Republica Moldova, 11 la număr, respectiv antreprenorii au ocazia să-și aleagă banca pe care o doresc. Din culisele asociației pot să vă spun că băncile sunt într-o concurență mare în Republica Moldova, ceea ce asigură că antreprenorii beneficiază de cele mai bune servicii, băncile caut să investească cât mai mult resursele pe care le au, iar acest program asigură că cele lichidități pe care le are băncile sunt canalizate anume către sectorul de investiții
Și noi simțim acum beneficiare, dar sunt sigur că într-o perioadă scurtă de timp, un an, doi, vă simți și plus valoarea adăugată în economie, ceea ce ține de salarii și creștere, salariați și creșterea economică. Eu încă o dată, din numele comunității, vreau să mulțumesc autorităților pentru faptul că au fost receptivi la comentariile pe care le-am propus, faptul că la fiecare ședință pe care o discutam asupra programului, primul era pus în antreprenorul și asta și-a ieșit din acest program. Antreprenorul, practic, nu are chestii birocratice în acest program. El este unul foarte simplu printre antreprenor, pentru că el beneficiază de o cotă unică. Nu are nevoie de o preaprobare sau o aprobare ulterioară din partea ODA. El intră în relații cu banca, așa cum intră și pe alte produse, dar în schimb, față de alte produse pe care le oferă banca, are posibilitatea să achită o rată fixă pe o perioadă destul de lungă de timp, de 7 ani. Eu vă mulțumesc și vă încurajez să veniți cu câte mai multe întrebări, cu câte mai multe sugestii și noi, din perspectiva sectorului bancar, dorim să vedem care sunt comentariile, cum este experiența dumneavoastră în interacțiunea cu băncile, ca de ce nu să devenim mai buni și mai buni și acest program să crească în medie geometrică și să ajungem peste un an să ne bucurăm de ceea ce am creat și ceea ce am reușit să dezvoltăm împreună cu dumneavoastră, dragi antreprenori. Mersi! Mulțumesc, domnule Noroc. Da, în ultimele 4 luni a fost un lucru intens între Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării ODA și Asociația Băncilor și Băncile Comerciale pentru a stabili acest mod de lucru în cadrul programului, astfel încât antreprenorul să nu aibă, să spunem, acțiuni suplimentare atunci când tractează un credit. Acest dialog este de bun augur și în contextul altor instrumente pe care le implementează ODA, cum ar fi fondul de garantare a creditelor, fond care vine de asemenea cu garanții la credite în cadrul programului 373. În continuare, eu am să invit pe domnul Laiba și domnul Noroc să ia loc în sală. Foarte rapid voi trece peste rezultatele acestui program. Ulterior, dând cuvântul antreprenorilor pentru a ne vorbi din experiența, din experiența lor. Deci, programul 373, ce înseamnă aceasta? Apropo, suntem urmăriți și în mediul online și este important să explicăm și potențialilor beneficiari ce înseamnă programul 373 și cum pot să beneficieze. Deci, programul a fost lansat la mijlocul lunii iunie, în cadrul unei conferințe de presă la care au fost anunțate condițiile acestui program. Elementele importante ale creditului derivă din cifra 373, care pe lângă faptul că este codul telefonic al țării, mai reprezintă și condițiile creditelor care pot fi contractate și incluse în program. 3 înseamnă rata dobânzii maxime în valută, 7 rata dobânzii maxime la creditele în lei, ultima cifră până la 3 ani perioadă de grație, deja în dependență de credit și de criteriile băncilor. Aici vedeți pe grafic cum a evoluat programul în cele 4 luni de activitate și vedem că de la circa 14 credite pe lună am ajuns, cum spuneam, în luna octombrie la 38 de credite în valoare de 100 de milioane de lei care au generat și investiții de aproape 150 de milioane de lei. Apropo, la ziua de astăzi, pentru că datele se actualizează zilnic, deja avem 115 credite acordate și 109 beneficiari, deci aici pe ecran avem datele de la sfârșitul săptămânii trecute. Suma creditelor acordate este de 265 de milioane de lei, care au generat investiții de aproape 400 de milioane. Valoarea creditului mediu este de 2,4 milioane și, după cum spuneam, conform condițiile programului, 373 implică și posibilitatea obținerii unei garanții la credit, unei garanții din partea Fondului de Garantare a Creditelor, de până la 7 milioane de lei, în dependență de situația în care se află compania. În ceea ce privește sectoarele economice, evident, guvernul are niște priorități de politică economică bazate pe industria prelucrătoare, industria care procesează materia primă, creează valoare adăugată,
și creează locuri de muncă bine plătite. Respectiv, observăm că industria prelucrătoare deține o pondere de 22% din portofoliul de credite. De asemenea, activ este domeniul agriculturii, 16%, și domeniul sectorul producției și furnizării de energie. Aici vorbim în mare parte de parcuri fotovoltaice care au fost demarate implementarea lor cu susținerea creditelor din programul 373. La nivel de investiții generate în economie, situația este aproximativ similară, cu o pondere mai mare a domeniului producției și furnizării energiei. Asta ce demonstrează că sectorul dat vine și cu o contribuție proprie pe lângă creditul pe care îl obține în cadrul programului și o contribuție proprie în ceea ce privește investițiile. În profil teritorial, vedem că zona de centru a Moldovei este cea mai activă, este un lucru care poate fi observat și în statisticile economice. Zona de centru, municipiul Chișinău și raioanele limitrofe sunt cele mai active din perspectivă economică, dar nici sectorul și regiunea de nord este destul de activă, la fel și Găgăuzia, deja raportată la numărul de companii și area de activitate a acestor regiuni. La nivel de bănci, iar aici au cifre importante, cifre care n-au fost până acum în spațiu public, practic băncile de importanță sistemică, cum le se spune, băncile mari, cum ar fi MAIB și Moldincom Bank, au cele mai multe credite incluse în program, urmată de ProCredit Bank și Victoria Bank. Menționez aici că toate cele 11 bănci au semnat contracte și sunt eligibile de a acorda credite în cadrul programului 373. Practic, aproape toate 9 bănci au credite incluse în program, dar și celelalte două care au rămas se pregătesc pentru a-și dezvolta produse specifice programului 373. Și câteva cifre dintr-un sondaj rapid pe care l-am făcut noi în rândul antreprenorilor. Am vrut să vedem care este starea de lucru, cum văd ei lucrurile în cadrul programului dat. Cei mai mulți au aflat despre program din mass media, dar și de la băncile comerciale. Spuneam că noi ne așteptăm ca băncile să fie mari promotori acestui program. Cei mai mulți spun că sunt mulțumiți. Avem și cazuri când sunt anumite nemulțumiri, dar acestea nu derivă neapărat din condițiile programului, pentru că toți au condiții similare, o dobândă de 7% în lei și 3% în valută. Procedura de contractare, cei mai mulți spun că a fost simplă sau obișnuită, respectiv, după cum spuneam, nu există condiții suplimentare pentru antreprenori, e aceeași procedură ca și în cazul contractării altor credite. Dificultăți nu prea au fost întâmpinate și aici înțelegem că și băncile depun un efort de a lucra cu antreprenorii și a dezvolta acele proiecte investiționale care să plieze peste condițiile programului. Cei care au spus că dificultățile ele mai mult apar pe partea de pregătirea pachetului de documente și compania activează în sectorul care nu este eligibil în cadrul programului. Reamintesc, comerțul, spre exemplu, nu este eligibil. Și ultima întrebare, ați recomanda și altor persoane? Da, practic toți au spus că ar recomanda. Noi știm că de cele mai multe ori în economie este concurență, dar când vine vorba de a crește afacere, noi înțelegem că antreprenorii au nevoie și de cooperare pentru a face față cererii sau concurenței care este în extern, în ceea ce privește cantitatea sau prețul produselor. Astea au fost rezultatele pe scurt ale programului. Am vrea să ne întâlnim peste ceva timp și să prezentăm rezultate mult mai mari decât acestea. În continuare, aș vrea să invit aici în față trei antreprenori, trei bravi antreprenori, să le spunem așa, care au avut curajul să apeleze la bănci, să creadă în programul dat, să obțină finanțare și să-și dezvolte afacerile. Este vorba despre Victoria Rusnac. Dacă este aici, da, este Victoria. Reprezintă aici compania Honey House, o companie care se ocupă de procesarea și prelucrarea mierii de albină. De asemenea, aș vrea să-l invit pe domnul Ion Barancean, care reprezintă compania Fruct Agro Prut SRL.
Pe domnul Barancean am avut ocazia să-l vedem în prima istorie de succes care a avut un ecou semnificativ în regiunea din care vine dumnealui. Da, și a treia persoană care aș vrea să o invit aici este vorba de Ilia Stoianov, care reprezintă compania Trans Aidar SRL. Domnul. În continuare, aș vrea să dau cuvântul fiecăruia din acești trei antreprenori pentru a ne spune experiența prin care au trecut, cu ce se ocupă compania, ce planuri de investiții au și ce recomandă altor antreprenori atunci când vor să acceseze un credit în programul 373. Și am să încep cu doamna Rusnak, după cum spuneam, reprezintă compania Honey House. Doamna Rusnak, ce ați procurat din resursele creditare pe care le-ați obținut și ce planuri aveți în continuare? Bună ziua! Bună ziua! Se aude, da? Sunt Rusnak Victoria, fondatorul întreprinderii Honey House. Marea mea realizare sunt cei 4 copii ai mei, nu, și mai puțin importantă este întreprinderea mea Honey House, care a fost fondată de pe băncile de studențime. Am început cu merea bunelului, am făcut toate eforturile ca merea să fie în toate rețelele de magazine. De mai bine de 3 ani, merea Honey House cu pămușoară se exportă peste hotare, ca Germania, America, Japonia, Canada, orașul Toronto, ca un produs finit. Sunt beneficiar programului 373, am urmărit acest program din start și când a fost aprobat, am depus imediat documentele la bancă și aproximativ într-o săptămână a fost aprobat creditul. Cu acest credit am procurat un utilaj cu o productivitate mult mai mare, are 4 dozatore și capacitatea de producere, ambalare, etichetare, procesare este de 3 tone de mere într-o tură de doar 8 ore. Sunt o tânără care cred în Republica Moldova și o iubesc foarte mult. De aceea ne dezvoltăm în continuare, facem investiții aici în țară, ne orientăm pe piața externă, să aducem bani în țară, să contribuim în bugetul statului, să lucrăm aici și să ne creștem copiii aici, acasă. Vă mulțumesc! Sectorul mierei de albine, mulți ani la rând, a fost prezentat ca o istorie de succes, dar totuși Republica Moldova n-a reușit să ajungă cu mierea ambalată în borcane direct în lanțurile de magazine de peste hotarele țării. Înțeleg că în cadrul proiectului investițional ați cumpărat un utilaj care să vă crească capacitățile de a ambala miere la borcan și a o exporta. Asta a fost scopul. Și cum ați aflat de program și cât de dificil sau nu dificil a fost relația cu banca? Și dacă ați mai avut experiență de creditare până acum? Asta? Desigur, pentru o dezvoltare mai rapidă este nevoie de un credit bancar. Asta este clar. În satul Nimoreni, raionul Ialoveni, deja un an am construit o secție de producere după toate standardele internaționale, unde de acolo se exportă merea cu pămușoare și naturală. Am aflat de la televizor, de la pagina ministrului
de economie, am urmărit acest program, am așteptat să fie aprobat, am trecut probabil cum, după cum am fost anunțat, am fost primul beneficiar acestui proiect. Într-o săptămână, eu cred că asta e foarte rapid. De ce într-o săptămână? Deci sigur că a fost un filtru foarte viguros și toate standardele pe care acest credit le cere, noi am trecut aceste cerințe. Pur și simplu nu treci dacă nu... Ați mai avut istorie de creditare? Da, am avut prin ODA. Cu acel credit am construit sala de producere. Am înțeles. Bine, vă felicităm și pentru faptul că ați fost primul beneficiar în cadrul programului 373 și să știți că puteți mai aplicați la program până atingeți acel plafon de credit maxim de 15 da. Milioane vă de lei. Vă mulțumesc frumos. Vă urăm succes în afacerea dumneavoastră. Cred că merită aplauze și pentru faptul că a fost primul beneficiar. În continuare, îl avem aici, după cum spuneam, Ion Barancean. Domnul Barancean administrează o întreprindere în domeniul agriculturii, care activează în raionul Leova și care, prin intermediul programului 373, a obținut finanțare să-și extindă parcul auto, să spunem așa, procurat o combină. Dar mai multe despre aceasta am să-i dau cuvântul dumnealui. Bună ziua la toți, domnule ministru, domnule director, onorată asistență. Mă numesc Ion Barancean, raionul Leova, stat Tochilera Ducani. Sunt în agricultură din 2005, în 2011 am înființat o întreprindere, Fruct Agroprut, care gestionăm la moment 650 hectare. Timp de 15 ani de zile am crescut legume în jur de 50 hectare, dar cu părere de rău din lipsa forței de muncă am trecut acum la cultura mare. Creștem pe terenuri cereale de prima grupă grâu, rapiță, orz, mazăre și grupa a doua porumb și floarea soarelui. Am auzit din prima dată la o întâlnire cu prim-ministru de acest proiect, am avut o întâlnire cu agricultorii și prima sursă a fost prim-ministru, domnul Recean. Am mers în... Deoarece suntem, așa zicem, toată familia lucrează în agricultură, și fiica și feciorul, soție contabil șef. Ne-am făcut o adunare, să zicem așa, în familie și am hotărât să accesăm la acest proiect, să procurăm o combină agricolă pentru a ne ușura munca și recoltarea produselor agricole la timp. Și e un utilaj de, să zicem așa, de ultima generație, care după recoltare cereale de dat se depozitează în depozit, nu mai necesită nici o prelucrare. La bancă dificultăți nu au fost absolut deloc, s-a accesat practic în, dacă nu știu, 5 zile a fost acordat creditul, în sumă de 6 milioane de lei, pe un termen de 5 ani de zile. Am avut întâlniri și cu agricultorii, deoarece avem la Leova format o asociație agricultorilor agricoli. Cu colegii ne-am mai întâlnit, le-am lămurit cum să accesează prin acest program, dar au și o cerință, să zicem așa, n-ar fi, deoarece eu fiind mai des la întâlniri cu organele statului de mai înalt rang, ar dori agricultorii, ca să poate aceste 7% să fie puțin date mai în jos. Pentru că, da, puțin e așa, dar vă zic de ce. Credite investiționale, băncile comerciale acordă la 9,5%. Dar prin program, prin proiect, s-a ridicat la 13,2%. Dintre care noi achităm 7, statul achită 6,2%.
Și eu zic și eu ce spun agricultorii, ce dorință au și ei. Să știți că asemenea discuții le avem și noi împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice și o să venim cu soluții, o să venim cu idei noi în cadrul programului pentru acei antreprenori care creează locuri de muncă, care cresc productivitatea muncii, achită salarii decente, exportă producția, iată, aceștia care generează o valoare adăugată rapid, o să venim cu anumite modificări. Domnule Barancean, spuneți-ne câte persoane angajați în cadrul gospodăriei dumneavoastră? La moment avem 19 angajați. 19 angajați. Da. Am înțeles. Și combina pe care ați procurat-o, deja ați utilizat-o în acest an? Combina, am fost și eu a treilea beneficiar la acest program. Am accesat în luna iulie, am recoltat cereal de prima grupă, apoi porumbul și floarea soarelui. Da, să știți că pe partea cisânei de agricultori, la începutul lansării programului, erau anumite neclarități. Sunt potențial beneficiari agricultorii sau nu? Care este treaba cu AIPA? Și așa mai departe. Noi am clarificat-o și în continuare prezentăm care sunt nuanțele programului ca toți agricultorii care au nevoie de credite să vină să beneficieze în cadrul programului 373. Așa că vă îndemnăm, pentru că înțelegem că agricultorii toți vă cunoașteți, cel puțin la nivel regional, să recomandați în continuare, pentru că vedem că agricultura are nevoie de investiții. Mulțumim mult! Da, mulțumesc și dumneavoastră pentru participare. Și al treilea invitat pe care îl avem aici este vorba de Ilia Stoianov, reprezentantul companiei Transaidar, o companie din raionul Ceadărlunga, care la fel activează în sectorul agricol și la fel resursele creditare le-a utilizat pentru procurarea de tehnică agricol. Dar, domnule Stoianov, spuneți-ne mai multe dumneavoastră. Да, добрый день всем. Предприятие наше Трансайдар находится юг Республики Молдова, это Валя-Пяжи, Тараклийский район. Основное направление это сельское хозяйство. На сегодняшний день у нас в обработке 2000 гектаров земли. Выращиваем все культуры, начиная с подсолнуха и кончая лен и остальные культуры. Кредит, который был 373, очень был как раз кстати, потому что как раз начало уборки, начало сезона, комбайна не хватало, мы приобрели на комбайн для уборки. Да. Ну, в принципе, что могу сказать? Хочу сказать, что пользуясь случаем поблагодарить представителей нашего государства, что о нас беспокоятся, о нас думают, да. Я хочу сказать, что мы предприятия малые, большие, средние, это дети нашего государства, да. И если наши правительства будут общаться побольше с нами, с детьми, то я думаю, что Республика Молдова будет с каждым годом лучше и лучше. Мы стараемся, конечно, стараемся удерживать молодежь, их тяжело на сегодняшний день удерживать, потому что мы только в начале, будем говорить, тех европейских ценностей, что есть в Европе, да. Ну, молодые сегодня, конечно, они смотрят там, где лучше, да. Но мы, естественно, прикладываем все усилия, чтобы удержать их здесь, да. Я хочу сказать, что Молдова интересная страна, надо жить, надо радоваться, да. И все, что мы сделаем здесь, то и останется нашим детям, внукам, может, когда-то исполнит нас, да. Dar înțelegem că dumneavoastră creați locuri de muncă. Și țineți inclusiv tinerii și familiile lor acasă. Câți angajați? Сколько у вас детей? Сотрудников? Да, сотрудников. Не, рабочих у нас сегодня около 60 рабочих. Да. Да. 60 ангажат. И что? Еще раз хочу поблагодарить наших правителей. Хочу поблагодарить работников Прокредитбанка, если они здесь есть. Они очень оперативно, быстро решили этот вопрос с кредитом. Да.
Спасибо, спасибо за... Да, vă mulțumim și dumneavoastră că ați venit astăzi până la Chișinău aici să vă spuneți despre afacerea dumneavoastră. Vreau să mai menționez încă ceva. Unul din marele avantaje a programului 373, pe lângă dobânda, care unii spun că în continuare este mare, un mare avantaj este faptul că dobânda este fixă și va rămâne fixă pe întreaga perioadă de maturitate a creditului, deci până la 7 ani. Respectiv, orice antreprenor poate să aibă o predictibilitate mai bună în ceea ce privește fluxurile financiare de care are nevoie atunci când să-și deservească un credit. Respectiv, asta a fost unul din principalele obiective care au fost urmărite de către guvern, mai ales după crizele pe care le-am avut în anii precedenți, când dobânzile au ajuns în unele cazuri și la aproape 20%. Bun, mulțumesc mult încă o dată participanților la această sesiune. Îi invit să ia loc în sală. Aici o să încheiem partea oficială acestui eveniment, iar în timpul ce urmează, îl avem alături de noi pe domnul viceprim-ministru, ministrul dezvoltării.